Da, Betty, o să te joci în acest joc, dar deja fără mine. Pentru că eu mi-am comandat puzzle! Ce? Puzzle? Prima oară aud de puzzle! Da, Betty, mi-am luat puzzle cu cenușăreasa. Vasilisa, aceasta este Alice în Țara Minunilor, nu cenușăreasa. Of, gata, Betty, eu m-am plictisit să mă joc în jocul ăsta. Nu ai nimic mai interesant de făcut? Ceva un joc? Vrei mai maimuțelele suspendate? Nu, Betty, e plictisitor. Nu mai vreau să mă joc. M-am jucat de 1000 de ori cu tine jocul ăsta. Ce jocuri mai ai? Crocodilul dentist? Dar ți se pare că am terminat medicina? Nu, nu vreau să mă joc de crocodilul acela. Nu mai vreau, gata. Ce jocuri mai ai? Trompă de elefant? Nu, Betty, eu m-am plictisit. Nu mai vreau jocurile astea. Alte jocuri ai? Nu. Vasilisa, eu am o idee! Ce idee, Betty? Hai să comandăm jocuri de pe internet! Hai! Unde mi-am pus telefonul? A, uite. Aha. Hai să ne uităm ce site-uri avem. Nu. Clar nu. Vasilisa, uite ce jocuri interesante! Betty, de câte ori ți-am spus că eu la școală nu am învățat limba franceză? De fapt, acele jocuri erau în limba engleză. Betty, eu am o idee. Hai mai bine să căutăm jocuri în limba română și nu mă mai bate la cap cu franceza ta. Ai auzit? Jocuri în limba română. Uite, primul site. Doamne, ferește, cât scumpi. Betty, tu nu vrei să vin din bicicleta aia ta? Nu! Nu. Păcat. Vasilisa, oprește-te! Uite aici niște jocuri în limba română și ieftine! Wow! Dar cum se numește site-ul? Jucărie.ro. Wow! De ce noi înainte nu ne-am uitat pe site-ul ăsta? Da! Eu propun să comandăm un joc de pe acest site. Alo, da? Site-ul jucărie.ro, da? I-am sunat să fac o comandă. Am nevoie de un joc foarte interesant. Știți ce? Dacă stau să mă gândesc, vreau două jocuri. Dar dacă stau să mă gândesc mai bine, aduceți-mi 6 jocuri, că oricum sunt ieftine. Da, mi-aștept comanda, la revedere. Vasilisa, 6 jocuri? Dar ce o să zică mami? Dacă este prea scump. Betty, tu ce? N-ai văzut că pe acest site jocurile sunt la un preț foarte bun? Plus la asta, jocurile sunt în limba română. Și dacă ceva, eu numai limba asta o cunosc. Ei bine, și o leacă de franceză. Dar oricum să nu-i spui lui mami că am comandat tocmai 6. Bine. Auzi și tu ce aud și eu? Da, sună cineva la ușă. Înseamnă că ne-au venit jocurile. Apropo, prieteni, dacă o să vreți și voi aceste jocuri pe care noi le-am comandat, linkurile la toate jocurile o să fie în descriere la acest videoclip.
Hai, Vasilisa, arată mai repede ce jocuri ai comandat. Da, 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 hai să vedem. Primul joc pe care l-am cumpărat se numește Mâța în sac. Vezi, am făcut o rimă. Un plin este un joc plin de surprize, cu șoricei veseli, cu câini arțăgoși și cu mâțe incognito. Oare cine te trage pe sfoară dintre jucători? Joacă strategic să obții mulți șoricei și să scapi de câini. Deschide sacul cu cheia magică să descoperi mâțele ascunse. Wow, de-abia aștept să mă joc cu acest joc. Mai așteaptă, Betty. Hai să le vedem pe toate. Următorul joc pe care l-am comandat pentru cultura noastră generală este 30 de monumente din România. Deci, descoperă monumentele istorice pentru a deține cât mai multe județe ale României. Ocupă două regiuni pentru a câștiga. Wow! Abia aștept să mă joc în jocul ăsta. Totuși, hai să le vedem și pe restul. Următorul joc. Următorul joc se numește Scapă de lup. Joc de societate și de strategie. Asta pentru mine, că eu am multă strategie. Hai să vedem care-i treaba. Pătrunde cu lupul în stână și capturează mici fără să te prindă câinele păzitor al adevărului. Wow, tocmai m-a lăsat în mister. Foarte captivant, abia aștept să mă joc. Mai departe, jocul ăsta se numește... Wow, asta cred că... Comorile ascunse! Da, astea, comorile ascunse, dar tu ce poți citești? Da, dar de ce nu și putem? Eu credeam că doar eu pot. Comorile ascunse, joc de societate plin de surprize, Betty, tu nu vezi că aici sunt numai surprize, surprize? Da! Mie-mi plac surprizele, surprizele. Despre ce-i jocul ăsta? Participă la o nouă aventură superbă. Descoperă insule care ascund multe comori și peripeții. Wow, abia aștept să mă joc și de ăsta. Iar acesta? Da. Ăsta cu siguranță l-am comandat pentru tine, pentru că, da, e cam pentru copii. Hai să vedem care-i treaba. Se numește Spuminii Color. Experimentează cu amestecarea culorilor folosind spumă albă de modelat și vopsele. Poți obține orice culoare dorești. Realizează apoi figurine simpatice din spumă colorată de tine. Datorită texturii ușoare și elastice, spuma poate fi modelată extrem de ușor. Tu îți dai seama? Și uite-te mai departe. Componentele obținute din spumă se lipesc între ele printr-o singură atingere. Astfel poți realiza figurine complexe. Poți modela cel puțin 4 figurine. Spuma se întărește la aer 24 de ore. Wow! Ți-l-am comandat ție, dar și parcă... Și poți face figurine! Da, dar parcă m-aș juca și eu, dar totuși e pentru copii. Abia aștept să deschidem acest joc și să mă joc cu spumă! Da, Betty, o să te joci în acest joc, dar deja fără mine. Pentru că eu mi-am comandat puzzle! Ce? Puzzle? Prima oară aud de puzzle! Da, Betty, mi-am luat puzzle cu cenușăreasa! Vasilisa, aceasta este Alice în Țara Minunilor, nu cenușăreasa! Of, Betty, ce contează? Principalul, că sunt puzzle! Vasilisa, de fapt, cuvântul puzzle nu e corect. Betty, de câte ori trebuie să-ți spun? Eu nu am învățat franceza la școală. Hai, Betty, mai repede să le deschidem, că nu mai pot să aștept. Hai să ne jucăm. Ce textură!
Așa, gata. Să te ajut? Nu. Gata. Aproape l-am deschis. Wow. Uite-te. Hai să le punem pe masă. Stai să închidem cutia ca să vedem desenul. Sau tu trebuie să faci după cutie. Bete, nu te amestica. Eu puzzle-le mi le-am luat mie. Vasilisa, tu nu faci. Bete, astea sunt puzzle-le mele. Gata. Nu, Beti, eu am senzația că puzzle-le astea sunt cu defect. Vasilisa, tu nu te joci corect. Serios? Da, trebuie să faci după imagine. Da, se vede că puzzle-le nu sunt pentru mine. Beti, dar nu vrei mai bine să ne jucăm în alt joc? Vasilisa, în celelalte jocuri o să ne jucăm în alte videoclipuri. Bine, dar îmi dai mie, te rog, jocul ăla cu spumă, iar eu ție-ți dau puzzle-le mele. Bine, ne-am înțeles. Mulțumesc! Plăcere!